Politicienii vor să le ofere jurnaliștilor facilități fiscale. Vor ca jurnaliștii să nu mai plătească impozit pe venit. De asemenea, jurnaliștii pot beneficia de pensii speciale. Este acesta un dar otrăvit sau un ajutor dat presei? Sunt Cristian Hagi și vă invit să vorbim în seara aceasta despre acest lucru. Vom discuta însă în a doua parte a emisiunii și despre cum se vede economia Constanței de către un jurnalist foarte bine cunoscut la nivel național. Cum se vede din București? Vom vorbi despre paradoxuri economice în Constanța, pentru că veți afla câteva cifre care sunt într-adevăr paradoxale. Dacă avem timp, discutăm puțin și despre turism. Invitatul meu de astăzi este, așa cum vă spuneam, un jurnalist pe care cu siguranță îl cunoașteți foarte mulți dintre dumneavoastră. Nu fac o prezentare foarte lungă, domnul Eduard Pastia. Bună seara! Bună seara! Bun. Prima mea întrebare este, sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu aceste facilități fiscale pentru jurnaliști, scutirea pe impozitul de venit? Cred că una peste alta nici nu mai are importanță dacă sunt sau nu de acord, dacă suntem sau nu suntem de acord. Pentru că n-am fost întrebați încă din prima fază. Legea a ajuns la promulgare, din câte știu, acum o să fie la mâna președintelui Iohannis. Cred că problema ar trebui pusă în primul rând așa. Ar fi trebuit să fim consultați. Asta prima chestiune. A doua chestiune este legată de faptul că ce văd până acum este că a reușit să încăiere jurnaliștii între ei. Se acuză de lipsă de decență, de lipsă de background economic, de orice lipsuri, unii pe alții. Iar trei, nu cred că în asta ar consta un ajutor real acordat mass mediei. O să vă întreb imediat despre ce înseamnă ajutor pentru mass media, dar să știți că o parte dintre jurnaliști, înțeleg eu, a fost consultată. E vorba despre niște asociații, uniuni, pe care eu personal nu le cunosc. Acum, ce era să facă acești politicieni săraci? Să vorbească cu toți, să bată la ușă în fiecare județ? Au consultat și o uniune a ziariștilor, înțeleg. Au și un punct de vedere bine elaborat, în care spun reprezentanții aceia ai jurnaliștilor. E bine să ne scutiți Nu de știu, mă impozit. gândesc că o dezbatere publică ar fi fost binevenită. Și, într-adevăr, așa cum dumneavoastră nu cunoașteți o asociație potrivită sau, mă rog, reprezentativă pentru mass media, nici eu nu cunosc. Sau am auzit, am văzut câteva persoane, însă n-am avut un contact direct. Lucrurile sunt similare cu acea pensie specială de, nu știu, 400 de lei, Sau 450 jumătate din pensie, dacă sau... înțeleg eu, 50% din pensie pe care o vom obține dacă mai ajungem la Da, pensie cumva. oricum trebuie să ne înscriem într-o anumită asociație ca să primim acea pensie. Păi, Ba, bun, v-ați acum... înscris? Sunteți Nu, înscris? nu, nu, și nici n-am de gând să mă Nu vreți pensie înscriu. specială? Nu vreau pensie specială. Cum ar suna asta atâta timp cât noi țipăm de ani în șir că acordarea de pensii speciale contravine tuturor normelor de bun simț măcar sau moralei unei societăți normale. Și acum noi să beneficiem de pensie specială. Sunt însă de acord că mass media în România ar avea nevoie de ajutor. Mi-e neclar acum, n-am fost întrebat niciodată, tu cum vezi, Eduard Pastia, lucrurile? Așa cum foarte mulți colegi de-ai mei n-au fost întrebați niciodată, așa cum spuneam la început, n-a existat o dezbatere publică. A, important acest lucru, da. Să fim întrebați măcar indirect cum vedem noi situația mass mediei. De exemplu, mie personal, e opinia mea, mi se pare într-un top 3 că lipsa banilor în mass media este abia pe ultimul loc, pe locul 3. Mie criza de resurse umane mi se pare extrem de gravă și ingerința politicienilor în actul editorial. Mă scuzeți, dar nu se leagă cele trei? Adică Da, 1 și până 2 la nu sunt urmă, da. consecința numărului 3, da? Exact, până la urmă ele sunt sau derivă una din alta. Corect. Se vorbește foarte mult de fake news, de exemplu, o să fac o paranteză, și toată lumea pune probitatea jurnaliștilor în față. Nu se uită nimeni și nu vorbește nimeni despre șantajul economic.
N-ai voie să spui, de exemplu, de o societate care îți furnizează căldură, că cine știe ce relație are și stai operatorul de telecomunicații bugetul de 50.000 de euro. Și, de exemplu, pentru presa scrisă, cu ghilimele, online, cum a ajuns mai nou, 50.000 de euro e diferența între viață și moarte. Adică, da, chiar și pentru unele televiziuni suma este uriașă și nu-ți permite acest lucru. Și așa ajungi la fake news sau, mă rog, e una din căile prin care, care te duce exact la fake news. Așadar, problema asta cu scutire de impozit, noi am tipat, de exemplu, am întrebat întotdeauna de ce IT-știi trebuie să fie scutiți de taxe, iar cei care construiesc drum, autostrăzi, să nu fie scutiți de taxe. Pentru că IT-știi pleacă, ni s-a spus în străinătate foarte da, ușor. Da, bun, și acum ce și să facem și noi? Să ridicăm mânuța și să spunem, hai să plecăm? Și mai e ceva, unde despre IT-știi s-a spus că aduc bani în țară. Ziariștii nu știu dacă aduc ceva sau așa da. S-a considerat până acum. Că nu ziariștii produc nu produc direct, dar produc indirect. Pentru că în momentul în care un jurnalist și în general lumea ar trebui să înțeleagă că jurnalistul de presă scrisă, jurnalistul online, cel care are timp, furnizează, de exemplu, anchete. Televiziunile doar preiau, televiziunile în România au puține resurse pentru a face anchete, reportaje cu adevărat de impact în societate. Și asta înseamnă, într-un final, poate însemna economie de bani, banii aia pe care presa semnalează că uite ce se întâmplă și sunt pe cale să dispară, pot fi folosiți în alte lucruri. Ca să revin, noi tot vorbim de alții, însă nu ne uităm și la noi. Sigur, repet, a doua oară, mass media are nevoie de ajutor. Însă aici trebuie o dezbatere publică, trebuie idei adunate din toată breasla, astfel încât să se găsească o soluție rezonabilă. Nu știu dacă dat banul în mână, ăsta este ajutor. Că până la urmă, scutirea de impozite, dat banul în mână. Așa, ca să înțeleagă oamenii, da. Însemna la un salariu brut de 3.500 de lei, am făcut un calcul, circa 223 de lei în mână, pentru ziariști. Nu pentru ziariști. Dacă vor rămâne asta acești este... bani la ziariști, dacă nu, exact. Cumva patronul va spune, bă, băieți, am stabilit un salariu de, nu știu, X lei. Da, că se negociază la net. Se negociază la net și jurnalistul obișnuit dintr-o redacție, fie el din București sau din țară, nu cred că are la îndemână mijloacele să și negocieze la modul real. Dacă vine acționarul sau managerul și spune, pare rău, Edi Pastia, dar știi, stăm prost cu banii, uite, n-am cum să-ți dau ție banii ăștia, stai, dacă vrei să își păstreze colegii tăi toți slujbele, hai să mergem mai departe, așa, e o gură de oxigen pentru noi, dar din păcate, nu știu, sau în cel mai fericit caz îți dă 10 lei sau 50 de lei. Deci să fim totuși calmi. Eu cred că până la urmă chestia asta a fost negociată cu ghilimele de patroni, manageri, acționari, cu politicienii, pentru că, repet, eu nu am avut cunoștință de așa ceva. Bun, vă dau un citat. Vrem ca și pensia, după ce o viață ți-ai pus în slujba comunității, să-mi redea demnitatea. Am închis citatul, mă scuzați pentru micile inexactități gramaticale. Primărița din Comuna Cumpăna, județul Constanța, de 20 de ani primar, probabil că își mai dorește un mandat. De ce unii primari vor și alții nu? Sunt sute de primari care au exact același discurs. Merită? Ei nu sunt demni primarii dacă nu au pensie specială și jurnaliștii sunt? Nu înțeleg. Haideți să facem o comparație puțin între cele două categorii. Fiecare dintre noi se crede special. Dimineața când ne trezim, ne uităm în oglindă, ne spunem, vai ce frumușel și deștept sau ce frumușică și deșteaptă ești. Ne îmbrățișăm în gând. Problema e că în momentul în care ești pe ușa casei, apartamentului, trebuie lăsate astea acolo. Sunt foarte puțini oameni speciali. Nu știu, iar opinia mea, de exemplu, militarii și justiția ar trebui să aibă un tratament special. Dar, iar, e altă discuție.
Pe de altă parte, să nu fim ipocriți, astfel de oameni trebuie să aibă un statut decent, măcar. Asta cu pensia mare sau mică, una la mână ar trebui să stabilim, în primul rând, o societate normală la cap, ar trebui să stabilească ce înseamnă pensie mică, ce înseamnă pensie mare, ce înseamnă pensie decentă. Nu știu, mă gândesc că unui politician nu i-ar cădea nimic dacă ar suna la Institutul de Cercetare a Calității Vieții și ar obține niște date de acolo. Dar nu-i sună nimeni pe oameni aia, muncesc degeaba. Și odată stabilit acest nivel, pensie mică, mare, decentă sau arhisuficientă, te poți îndrepta către pasul următor. Poți face pasul 2 și anume să stabilești care sunt categoriile care ar trebui să beneficieze de un tratament special. După aceea, lași acești oameni deoparte și te îndrepți către ceilalți, pasul 3. Și o să aflăm destul de repede, nu trebuie să inventăm noi noțiunea de pensie pe planetă, o să aflăm destul de repede că pensia mare derivă dintr-un salariu mare. Sau pensia decentă dintr-un salariu decent. Sau cel puțin așa ar trebui să stea lucrurile. Să se elimine ajutoare cu ghilimele de genul hai să contribuțiile să le stabilim la maximum 10 salarii medii sau minime sau nu știu, orice le dă pân cap. Și atunci să avem o relație foarte strânsă între venit, contributivitate la bugetul asigurărilor sociale și implicit pensii. Și stabilești nivelul acestei pensii. Sigur, pensia, ca orice venit, ar trebui să-i mai stabilești pasul 4 și un plafon maxim. Să nu depășească, de exemplu, pensia salariul președintelui sau salariul, nu știu, dacă nu al României, măcar al Croației, glumesc. Dar trebuie avut niște pași în vedere. Lucrurile nu sunt foarte complicate. Noi ne scărpinăm invers. Încercăm, complicăm noi, nu? Să descoperim sau să reinventăm modele sau tipare economice. Nu. Trebuie să avem bun simț, să ne gândim că România are particularități, dar până la urmă este partea unei familii europene civilizate și trebuie să se comporte ca atare. Bun, ăștia sunt banii, îi împărțim în mod echitabil, nu egal. Egalitatea s-a dus în 1989. Și mergem și vedem ce producem sau de banii putem ăștia. Să ne împrumutăm în continuare și sau să plătim pensii, da, și salarii. Că toate țările civilizate se împrumută. Au deficit, dacă nu mă uit așa. Nu e dramă să te împrumuți. Păi nu este, nu. Problema nu. E ce faci cu banii. Corect. Că dacă ți-ai televizoare 4K, metaforic vorbind, tu guvern, atunci la un moment dat s-ar putea să rămâi cu jumătate K, pentru că nu au produs nimic banii respectivi. Dar, iar, un lucru extrem de simplu, pe care surprinzător sau paradoxal ați folosit acest termen în introducere, nu-l ia nimeni în calcul. Toată lumea se uită așa și cere ajutorul de la Sfântul Duh, au sesiuni speciale, au legiuitorii. Nu știu ce fac. Cred că umblă, mănâncă la cantină și se gândesc că oare mâine pe cine mai țepuim? Societatea civilă, vreun partener. Uite, Constanța, da? Zac gazele în Marea Neagră. Cred că ar fi fost un aport nemaipomenit pentru zonă să înceapă în sfârșit exploatarea resurselor. Nu, noi ne-am pierdut 3 ani fluierând la pagubă prin justiție și s-a ajuns în situația în care nimeni nu mai știe cine ce scoate de acolo. Și în situația în care unii vor să plece, eu spus că am așteptat destul și ar fi fost un avantaj economic pentru Constanța sau nu? Pentru că am auzit voci care spuneau așa, le vor extrage străinii, le vom exporta, ungarii de-abia așteptau să cumpere gazele de la noi și noi câștigam niște bănuți numai pentru tranzit. Atât. Asta era o parte a poveștii pe care ne-o spuneau, cred că niște politicieni de prin PSD, să sunt știți. Haterii, da. Politici, evident, pot fi și din ăștia. Dar oamenii se întreabă dacă nu cumva aveau dreptate. Ce facem noi? Care e aportul nostru? Da? Vin americanii, vin rușii, vin, scot gazele austriecii și le vând. Cu ce ne alegem? Da.
Avem un model la îndemână. După ce Ion Iliescu atâția ani ne-a plimbat prin modelul suedez, putem să ne uităm foarte atent, dar atent, și să învățăm măcar în al 12-lea ceas ceva de la modelul norvegian, de exemplu. Unde statul merge, deși pare greu de crezut, pe metoda win-win, ambele părți. Încurajează profitul, își trage și statul mare parte din bani și reinvestește bani. Și atunci o să ajungem la concluzia că merită să scoți gazele de acolo. Adică Norvegia a făcut un fond național de investiții, cum vrea să facă domnul Dragnea sau cum? Că Norvegia are un fond național de investiții. Domnul Dragnea vrea să facă un fond național de investiții, dar nu cum avea Norvegia, ci cum avea Telorman sau, nu știu, Dolge, Olt. Să și ia acțiuni din principalele societăți naționale. Să le luăm banii tuturor și după aceea să-i reîmpărțim prin eternele consilii județene. Pe care eu nu le-am înțeles niciodată, dar asta e altă discuție. Județene, da? Nu le-ați înțeles? Nu, n-am înțeles de ce într-un județ, într-o localitate, mă rog, într-o zonă, regiune, ai Consiliul Județean, Consilii Locale, președinte de Consiliul Județean, prefect, primari, nu știu, decât, mă rog, n-am înțeles. Am înțeles, trebuie să-i fornați niște bani, dar totuși ar trebui să regândim anumite lucruri. Să ne întoarcem puțin la gazdă, mă scuzați. Spunea cineva, un senator constanțean aici în emisiune, domnul Virgil Chițac, nu e niciun secret, că este posibil să pierdem trenul. Dacă așteptăm foarte mult timp, este posibil ca acele gaze să nu mai fie atât de valoroase cum sunt acum. Pentru că se dezvoltă tehnologii alternative și așa mai departe și oamenii nici nu vor să aștepte 2, 3, 4, 5 ani până când scot gaze, mai ales că profitul vine mult mai târziu după ce începe exploatarea propriu-zisă. E un pericol să pierdem trenul acesta? Depinde ce vrem să facem. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate. De exemplu, strategia energetică a României, știu dacă ați auzit de ea, au tot fluturat-o unii prin Parlament, prin Guvern, prin ce au putut ei, dar a dispărut. La un moment dat s-a evaporat, a luat foc și s-a dus. România, ca orice altă țară, Norvegia, de exemplu, ar fi trebuit să-și planifice niște lucruri. De exemplu, ce vrem să facem noi cu resursele naturale? Să le dăm gata în 2 ani banii, cum am spus, metaforic, să-i cheltuim pe televizoare 4K produse în orice altă parte a lumii și nu aici, și după aia vedem noi ce facem. Să exploatăm resursele naturale, și mă refer la toate resursele, pe un termen mediu, banii reinvestim și facem și dregem și o să fie bine, sau o exploatare lentă pe parcursul mai multor ani. Acum, așa cum ați spus, energia sau, mă rog, exploatarea, folosirea industrială a gazelor s-ar putea să nu mai fie de actualitate peste 20 de ani sau peste 10 ani. Deci, cred că până la urmă, iar în opinia mea de jurnalist, ar trebui să ne gândim la soluția pe termen mediu. Să exploatăm gazele și să reinvestim bani. Acum, e România în stare cu ce are ea să scoată singur acele gaze din Marea Neagră? Răspunsul este categoric nu. Poate altă dată am fi fost în stare, dar acum nu mai suntem. Singura chestiune care se pune aici este cum împarți bani. Ce le dai lor, că te ajută să le scoți, și ce faci tu mai departe. Deci, iar discuția s-a purtat aiurea. Mi-aducem aminte de Dragnea, Vâlcov, care declarau cu emfază în Parlament, în conferințe de presă, că au rezolvat gazele sale românilor și o să ne umplem de bani. Și la momentul actual nu mai avem nici cu cine să le scoatem. Nu mai avem nici ce să facem cu ele. Dau un exemplu, industria chimică e praf. Și atunci, unde le dai? Să se încălzească oamenii, da? Să se încălzească sau le vinzi, da, dacă nu le mai folosi în economie. Ai capacitatea să le vinzi? Nu prea ai. Pentru că toate conexiunile cu vestul Europei nu sunt prea potrivite pentru export de gaze la acel mod încât să și câștigi ceva. Ba chiar, cred că ne-a și avertizat Comisia Europeană la una pentru conexiunea cu Ungaria.
Da, mă rog, Brua, nu mai zic, proiectul Brua stă într-o fază, într-o stază. Nu știu dacă nimeni nu mai are habar ce se întâmplă acolo. Deci, noi nu ne-am făcut ordine în viața de birou, să mă exprim așa, dar vorbim despre exploatarea gazelor. E ca la aur, la Roșia Montană. În opinia mea, un stat normal, civilizat, deștept, nu are o problemă legată de poluare. Pentru că are instituții care urmăresc pas cu pas ce se întâmplă cu proiectul. Problema noastră acolo, iar în opinia mea, cred că stăteam ce facem cu aur. Bun, îl scoatem, e cel mai mare zăcământ de aur din România, din Europa, except în Rusia. Da? Îl scoatem și ce facem cu aurul? Ne facem ghiuluri, cercei, ne atârnăm lanțuri la gât și ne cumpărăm niște mașini scumpe. Foarte mult aur se duce acum, sunt estimări de până la 25% din cantitatea extrasă, deci mare parte din cantitatea de aur se duce în industria de înaltă tehnologie. A calculatoare, chipuri, tot felul de rachete, explorarea spațiului și așa mai departe. Noi avem așa ceva. Râdeam de Vosganian când spunea, hai să facem și noi imprimante 3D. Măcar băgam aurul în imprimante 3D? Nu. Deci noi o să scoatem aerul, aurul, o să-l vindem cui cumpără. Să ne înțelegem, asta, aurul nu se vinde așa, scoți 100 de tone, te duci cu el la supermarket și ai vândut 100 de tone în 3 zile. Nu, că arunci piața internațională în aer, trebuie niște aprobări, e complicat. Dar noi nu știm ce să facem, că vrem să-l scoatem. Sau acum nu mai vrem deloc să-l scoatem, pentru că așa ni s-a spus și acum în toamnă, bănuiesc, o să vină și verdictul de la Curtea de Arbitraj. Canadienii cer 4 miliarde de euro sau de dolari americani de spăgubiri. Dacă vor câștiga, ce ne face? Vedem în toamnă. Dăm aurul, dar nu face aurul câte despăgubiri vor canadieni. Deci avem gaze naturale pe care e posibil să le exportăm, avem aur pe care e posibil să le exportăm așa în formă brută. Suntem o colonie, domnule Pastie, o colonie economică și vă întreb asta având în minte o declarație pe care un politician USR de origine franceză a făcut-o astăzi în Financial Times, spune așa că Europa de vest are mult mai mult de beneficiat de pe urma integrării Europei de Est. Deci ei s-au folosit de noi. Și un deputat USR, cumva de opoziție. Suntem o colonie economică? Nu cred. N-ar trebui să ne arogăm niște merite. Dar nu e un merit să știi să fii o colonie. Metaforic vorbind, nu. Ca să fii o colonie trebuie să prezinți un interes. Peregrinările mele la Bruxelles, de exemplu, la Parlamentul European, n-am găsit niciun interes vis-a-vis de România. Ba chiar aveau mari probleme când îi întrebai, nu știu, de rețeaua de transporturi, cum bani europeni, fonduri europene pentru România și se chinuiau să localizeze problema. Știți ce mi-a spus un fost director al portului, mă scuzați, că se leagă cu ce spuneți dumneavoastră, că a fost în, cred că în sediul Comisiei Europene și pe o hartă a marilor porturi din Europa, portul Constanța nu exista. Adică noi ne dădeam aici de ceasul morții că vor olandezii să ne ia portul și portul Constanța nu era pe harta aceea. Și mi-arăta în povestea și de rețeaua de autostrăzi, pe care o putem vedea toți, plină de dungurițe verzi, că așa era trasată, în jurul Olandei, Belgii și la noi nu era nimic, nu existam pe hartă. Finistere, cred că spuneau latinii, sfârșitul pământului. Acolo eram noi, la sfârșitul pământului. Nu existam pe hartă. Da, pe de altă parte, sunt, de exemplu, lucruri care nu au explicație logică. De ce România în 30 de ani n-a fost în stare să construiască o autostradă care să străbată munții? Nu ne-au lăsat occidentalii pentru că n-ai fi dezvoltat economic? Este o teorie pe care am auzit-o? Sau suntem pur și simplu incapabili? Poate are legătură cu vreo strategie militară, habar n-am. Atât de incapabil este în țara care a construit canalul Dunăre-Marea Neagră. Și Transfăgărășeanu, Transalpina, Casa Poporului, așa urâtă cum e ea. Dar mai scoate niște bani când vin turiști, nu în parlament. Și se filmează, înțeleg, pe dedesubt. Ar fi trebuit să fim în stare. E șocant să spui n-am fost în stare. Bun, dar ce ești tu? Adică nu suntem o insulă din Bahamas
unde oamenii de acolo nu știu decât să planteze palmieri sau să-i scoată sau nu știu, să facă statui pe insula Paștelui. Ați descoperit răspunsul după atâta timp? Nu, am întrebat și am cerut multora de-a lungul carierei explicații, n-am primit nicio explicație rezonabilă. Am făcut calcule, le-am spus, domne, bun, la ritmul actual construia în 4 ani, că sunt 80 de kilometri cea mai lungă. Adică tot făceai ceva bun, 4 ani cu licitație, contestații și așa mai departe, 5 ani, 6 ani. Bun, mai pierdeai și finanțarea, o luai de la capăt, hai, 12 ani, 15 ani, că nu știu, a plouat. A mai trecut un gândac. A mai trecut un gândac sau un liliac, a zburat razant. Da. Deci, dar au trecut 30 de ani și nu am făcut așa ceva. Dar în următorii 30 de ani, credeți că vom avea? Nu știu dacă mai prindem noi, mai ales noi ăștia ziariști. Poate nu mai prindem, fără pensii speciale și impozit pe venit. Nu știu, ar trebui la un moment dat să intrăm în normalitate. Nu cred că suntem o colonie, cred că suntem mai mult un stat haotic. Pentru că unora, și în special de aici, le convine asta. Îmi pare rău că ei nu se gândesc că peste 30 de ani s-ar putea să fie jupâni peste haosul dintr-un deșert, indiferent dacă metaforic sau nu, cu oameni plecați, nu se mai produce nimic. Dacă le va conveni asta, pare rău. Nu cred că vor mai fi jupâni, ci vor fi niște gândași de Colorado care se strecoară dintr-o plantă uscată în alta. Dar e poate foarte nu vor greu mai de catalogat. Poate nu vor mai avea nevoie de autostrăzi, că vom fi 10-12 milioane, citesc prin unele studii, o să mai trebuie autostrăzi. Și ăștia 10-12 milioane trebuie să ducă la spital, trebuie să facă ceva turism. Ar trebui totuși făcut ceva. E șocant, repet. E șocant ce se întâmplă la nivel național, e paradoxal, așa cum spuneam, ce se întâmplă la nivel local. O să luăm o scurtă pauză și vorbim puțin despre economia Constanței. Prima mea întrebare după pauză o să fie dacă vă plac mașinile pe care le-ați văzut în Constanța. Are legătură cu ce vorbim. Ne-am întors, domnul Eduard Pastia alături de noi, jurnalist. Vă întrebam dacă vă plac mașinile din Constanța și nu vă întrebam degeaba. Am un prieten ziarist din București care după ce a venit ultima dată aici a zis: băi, ce-i la voi? Am văzut atâtea mașini străine cum n-am văzut în centrul Bucureștiului. Și mi-a dat și câteva nume de firme, mașini între 60.000 și, nu știu, 100, o să vedeți Rolls-Royce, Tesla, am avut un Bentley în față ca să dau 3 nume. Vă plac mașinile din Constanța sau nu? Da, sunt la fel ca în București. La fel, nu? La fel ca în București. Deci zice. E și traficul e chiar în anumite perioade la fel. Asta nu e bine, că Bucureștiul stă prost, rău de tot la trafic, din câte văd. O știu, ne-am obișnuit și cu asta. Am citit niște statistici, că e pe locul 6, 7. Mă simt ca acasă aici, adică sunt mașini, da, și de aici bănuiesc că e paradoxul. De aici paradoxul, da, da. Așa îmi spuneți într-o discuție, că vă ascult. Da, problema ține că în ultimii ani, de exemplu, Timișoara, Cluj au depășit Constanța ca și creștere în PIB, dar până la urmă te uiți la veniturile oamenilor. Și când ajungi la asta, vezi că diferența între Constanța și București, ca să ne comparăm și la venituri, cel puțin alea fiscalizate, e de la cer la pământ. Adică undeva la jumătate este Constanța. Dar aici iar e o discuție întreagă vis-a-vis de veniturile nefiscalizate sau din economia gri. Una peste alta, Constanța a beneficiat foarte mult de această autostradă, de A2. Și a avut până în 2016, din ce am observat, o creștere bună, chiar foarte bună pe alocuri. Însă s-a ajuns la un punct de saturație, bănuiesc, și lucrurile au stagnat, în cel mai fericit caz. E nevoie de proiecte, e nevoie de o viziune, de o strategie a autorităților locale din județ sau a Consiliului Județean de care pomeneam, o strategie care să dezvolte proiecte în continuare. Și vă dau un exemplu, parcuri industriale.
În Cluj, dacă nu mă înșel, sunt 11. În Brașov, 9. În Oradea, 4. Constanța, nu e niciun. Am înțeles că va fi construit unul până în 2020 și nu știu cât. Și ceva, probabil, da. Da? Da, e insuficient. Asta poate ar fi o explicație pentru paradox. După aceea, e ceva în neregulă cu portul Constanța. Cred că lucrurile nu stau cum trebuie și nu este manageriat corespunzător. Șantierele navale, iar nu știu în ce măsură sunt folosite la o capacitate corespunzătoare. Mai văd o lansare la apă, mai văd importantă. Dar până la urmă trebuie să ai o strategie. Cum dezvolți o asemenea zonă? Bun, turistic, ok. Dar turistic vorbești de partea de est a Constanței, a județului. Când avansezi către mainland, ca să spunem așa, lucrurile nu stau deloc bine. Nu prea se face la turism în interiorul județului. Nu prea se face acolo. Nu știu, la Cernavodă poate s-ar putea rezolva, dar și aici sunt niște prejudecăți. Cum să faci turism acolo, că iradiază centrala și o să murim în chinuri. Voi iau un primar de acolo să facă, mă scuzesc, măcar avea o idee, o punte de observație a centralei nucleare, spunea așa, vin turiști din toată țara, trec pe lângă, dar poate vor să stea, să facă o poză, dar la distanță, evident, că nu ai voie să se apropie. Nici măcar acel obiectiv, minimal din punct de vedere investițional, nu s-a realizat. Vei din București, te oprești, asta e centrala nucleară, avem una singură, am făcut-o. Nimic. Nu știu să existe hoteluri în Cernavodă, cred că e unul prin centru, da? Da. Da, aici problema asta legată de industrie și de producție. Cred că în asta constă secretul zonei. Dar nu cumva Colmea, Constanța este foarte bine poziționată. E autostradă care te duce aproape până în vestul țării, dacă am avea și Pitești-Sibiu. E portul Constanța. Adică ai toate condițiile să produci aici și lucruri importante, nu știu, cutii de carton. Dar cineva trebuie să identifice motivele pentru care nivelul de investiții a stagnat după 2016. Nu, da, suntem prea departe de vestul Europei, totuși. Dacă pleci cu un tren de marfă spre Germania, vrei să produci cutii auto, faci vreo două zile. Dacă vrei să pleci cu tirul, nu știi cât faci. Da, asta e o problemă a întregii țări. Cred că din Cluj și din Oradea lucrurile stau mai simplu. Înțeleg că de la Sibiu, de exemplu, poți merge până în Viena pe autostradă, cu excepția unei bucăți de 14 km. Da, dar poți să încarc foarte multă marfă pe un vapor și să-l trimit cap-coadă. E categoric, da, și va fi mai ieftin, da, și mai puțin polonă. Situația ar trebui analizată de guvern cu mult mai multă atenție, dar, repet, guvernul are alte probleme acum. Avem nevoie de anticipate, de nu stă nimeni să se uite Constanța. Județul Constanța ce, lasă-mă că începe sezonul pe 1 mai, mai câștigă niște bani și o să fie bine. Nu o să fie bine într-un final și este păcat de zonă. Cum l-ați caracterizat pe Radu Mazăre, într-un cuvânt? Într-un cuvânt. Într-un cuvânt? Într-unul. Vizionar. Vizionar? De ce? Da. Omul a știut ce vrea să facă și s-a axat pe promovarea unor anumite zone de interes turistic, economic sau pur și simplu de imagine. Dacă ar fi fost mai puțin interesat de el și veniturile lui și ale oamenilor din jur, cred că ar fi putut să gândească și alte obiective. Dar s-a oprit la un moment dat. A fost jurnalist, e destul de greu să găsesc un alt epitet, dar sau o altă caracterizare într-un cuvânt. Dar una peste alta a văzut niște lucruri și, de exemplu, a salvat Mamaia. O stațiune care nu știu ce ar fi ajuns dacă n-ar fi făcut niște demersuri de imagine, investiționale și așa mai departe. Când v-ați petrecut ultimul concediu în Mamaia, ultima vacanță în Mamaia? În 2006. În 2006. Mi se pare că nu se leagă ceva. A dezvoltat Mamaia, dar dumneavoastră n-ați venit aici, în Mamaia. De ce?
Nu-mi place la mare, adică îmi place la mare să stau să mă uit, dar nu-mi place la plajă după 3 zile, valurile alea, zdranga, zdranga, mă plictisesc și mie îmi place la munte, de exemplu. Pe de altă parte, apropo de turiști și de zonă, mie personal, când mă duc într-un loc, îmi place să cutreier. Nu prea sunt obiective, sau nu sunt prezentate, sau nu le știi, sau ai păreri preconcepute despre anumite lucruri și eviți să te duci în zona respectivă. În momentul în care vrei însă pur și simplu să profiți de litoral, mie mi se pare, am fost și la Bulgari, de exemplu, mie mi se pare de departe litoralul românesc cel mai ok. Față de Dar, bulgar, da? da, mie nu mi-a Să știți că plăcut lumea dă în zona vală în aia. Bulgaria, mă rog, și pentru celebrul, mai mult sau mai puțin, între ghilimele, Vorbesc sistemul iar inclusiv, așa? în nume personal. Da, Eu am o desigur. problemă cu apa, în general, nu știu să not, știu doar să strig ajutor în 5 limbi, dar nu știu să vâslesc, nu știu nimic. Și mă plictisește de moarte să stau pe plajă. Dar altfel, nu știu, mie Bulgaria nu mi-a plăcut. Grecia, de exemplu, mi-a plăcut doar prin prisma oamenilor de acolo. Dar și constantinii sunt absolut ok, n-ai o problemă. Fiecare cred că ar trebui să-și găsească ajutat, fiecare român din țară, dar, repet, ajutat de lumea din, sau de autoritățile din Constanța, să-și găsească un loc aici pentru concediu, pentru relaxare sau altceva. Nu se face nimic la acest capitol, din păcate. Mă uitam în centrul istoric al Constanței. E greu, îmi spuneați că la un moment dat s-a filmat un film despre sfârșitul lumii pe Da, acolo. era Adică. un film care descria o lume apocaliptică. Constanța, centrul vechi al Constanței, a fost cel mai potrivit loc pentru a se filma această peliculă. Din Au tăiat și păcate. singurul dud care era în zona Așa. peninsulară, dacă nu de bine poză. Este extrem de păcat pentru asta. Dacă nici Constanța, dacă nici Dobrogea nu are istorie, nu are oameni de calitate, nu are lucruri de arătat, atunci să mă ierte Dumnezeu. Cine poate să... Teleorman? Da, poate și Teleorman are și vorbesc în necunoștință de cauză. Dar totuși, vorbim de Constanța. Este un leagăn de civilizație aici. Și pe noi ne doare la bască, ca să mă exprim neacademic. Cât Pe a... noi, pe români, în general. Da. Iar e scandalos. Vine să iei ceva și... Da, mă rog, ce ne-au, cred că, Nu interzice cred că ne astfel lasă, dar de înregistrăm așa că manifeste. putem să tăiem din când Mai în când. tăiem, da. Cât ați plătit să stați pe piatra pe care a stat Socrate în Grecia? Ah, da, 2 euro sau 5 euro. Da. Da, și Cum era piatra? Că sunt curios. era o piatră. Un bolovan pur și simplu, Era o nu? piatră, un bolovan. Cred că oricine putea să pună o inscripție pe un pietroi, să spună, uite aici a stat Socrate. De ce nu suntem și noi în stare la Constanța să punem un pietroi, să spunem, uite aici a compus Ovidiu, a scris primul poem. Dar oamenii aceia care au Și aș dat da 10 euro, și jur. dumneavoastră, da, oamenii aceia care au dat 2 euro să vadă un bolovan, ar da probabil 2 euro, sau nu știu, vă întreb, să se ducă la Histria, să vadă cea mai veche localitate din această parte a Europei, a Europei, României, da. da. Ar da probabil un 2 euro, nu? Cred că și mai mult. Da. Adică aș da cu dragă inimă eu și cunosc foarte mulți români, ar da cu dragă inimă sume rezonabile, nu neapărat mici, rezonabile, astfel încât cei de acolo să-și acopere cheltuielile, dar numai să vedem că merg lucrurile într-o direcție normală, că ne putem lăuda cu ceva, cu cetăți, cu porturi. Am văzut porturi turistice în toată lumea. În Constanța, de ce nu suntem în stare să facem ceva? Adică am fost în port, pur și simplu, și am văzut silozurile construite de salini. Păi Superbe, da. acolo e ceva superb, acolo ar trebui lumea să facă coadă în fiecare zi, să vadă construcțiile alea. Sunt niște minuni arhitectonice și inginerești, că mi s-a explicat acolo pe scurt cum funcționau. Dar știm de ele? Habar n-avem.
Tot ce poate portul să facă când ești de acolo cu mașina, ai plătit nu știu, taxa de intrare. Taxa de ieșire. Că de, ești de intrare, de ieșire. Cred că numai la intrare, să știi. Nu știu, mi-a cerut o taxă când am ieșit. Adică... Eu nu-i dau deseori dreptate primarului Constanției de Gebalfăgădău, dar o să-i dau acum când spunea că Anghel Saligny a construit podul acela celebru, în epocă celebru și acum în 3 ani de zile și ceva și el, nu, sau noi, dar se referă la administrația publică locală, nu a fost în stare să repare un amărât de pod de aici, din Constanța, podul de la Butelii, în 4 ani de zile. Cam aici asta. Ce ar fi de vină birocrația, poate cauzele sunt mai... Birocrația a cui? Nu știu, că primăria ar trebui să obține niște autorizații tot de la instituțiile birocrației. Exact, noi o inventăm. Nu vine de la Dumnezeu, sau de la Zeus, sau de la Neptun. Vine de la noi, oamenii. Da, vine de la noi. Noi nu suntem în stare să facem lucrurile să funcționeze normal și rapid. Despre asta este vorba. Ne plângem atâta, domn primar se plânge. Domn primar să fie atent și să facă ceva pentru Constanța. Și atunci lucrurile, mă rog, chiar și da voie să se plângă ulterior, dar să facă ceva. Cazinoul, iar n-am vorbit de cazino. Va fi gata, să știți. În 28 de luni, după cât? Mai mult de un deceniu de paragină. Da, și 8 sau 9 va fi gata. Contracte semnate și uite, s-a ales praf. Întreabă o grămadă de lume și în București de cazino. Cum ajunge la cazino? Dom'le, de o ruină, nu contează, vrem să-l vedem. Da, am văzut străini care vin și se fotografiază, spun că e frumos și așa, decrepit și, da, și vă dați în ruină. Funcțional. Ce venituri are aduce cazinoul ăla? Da, eu sper că în 3 ani de zile, cam ăsta este orizontul de așteptare, va fi gata. Haideți să terminăm cu ceva frumos emisiune. În lumea dumneavoastră ideală, unde v-ați petrece Conciliul? Înțeleg că în Mamaia nu. Să ne imaginăm așa un loc frumos ca să încheiem cu o imagine frumoasă emisiune. În Delta. În Delta Dunării? În Delta, da. Mi-a plăcut. Am fost acum 2 ani în Delta. Mi s-a părut genial peisajul. Oamenii în Delta, cred că m-aș simți chiar foarte bine. Și nici nu trebuie să înnoți acolo. Mergi cu barca, da. Acolo da. Mergi cu barca. Puneți o vestă de salvare, că e obligatoriu. Okay. Da, în Delta îmi place foarte tare. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune și promit că data viitoare, sau fac tot posibilul, pentru ca data viitoare să filmăm o emisiune în Delta Dunării. Așa să fie. Mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.